O clădire culturală, dar și plină de istorie din drobeta Turnu Severin, ar fi putut fi reabilitată, însă această investiție a fost respinsă de către actuala guvernare. Este vorba despre Casa Pogani, ce aparține Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu, pentru reabilitarea căreia senatorul PSD Mehedin Țiliviu Mazilu solicitase în plenul Parlamentului bani la bugetul de stat. Este vorba despre suma de 500.000 lei pe care socialdemocratul o solicitase la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru reabilitarea clădirii Casa Pogani, aflată în acest moment într-o stare avansată de degradare. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, a acordat o importanță deosebită în ceea ce privește istoria, dar și cultura locală. Acest lucru determinându-l să propună și să susțină în plenul Parlamentului un amendament pentru reabilitarea acestei clădiri, însă actuala guvernare s-a opus categoric pentru această investiție cu 215 voturi. Propunem suplimentarea cu 500.000 lei la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului reabilitarea clădirii Casa Pogani, aflată în proprietatea Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu din drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. Este vorba de o clădire istorică care în prezent este puternic degradată și are nevoie urgentă de reabilitare. 137 de voturi pentru, 215 contra și o abținere. Amendamentul de la poziția 1594, marginal, a fost respins. Parlamentarii PSD Mehedinți au depus foarte multe amendamente în plenul Parlamentului, prin care au încercat să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru. Însă actuala guvernare nu a ținut cont de doleanțele socialdemocraților, respingând toate investițiile propuse care urmau să îmbunătățească nivelul de trai al mehedințenilor.